Bună ziua, suntem la domnul Iulian în vizită, n-am fost de foarte mult timp. Salut! Așa, salutare națiune. Anul de COVID nu prea ne-am plimbat. Uite, are un pic de miere, am venit după niște mătcuțe și să ne uităm ce are prin stup, da. Asta mie, nu știu ce fel e asta. Uh-huh. Aia necăpăcită. Da, ai miere, văd că la greu. Trebuie să-l mai restrâng, o ramă, așa că mai scoți o ramă. Câte? Poate două, dar nu acum. Uh-huh. Până jos. Da, ai miere, cred că și la anul, nu numai pentru iarna asta, ci pentru două ieri. Și? Câte chile ești acolo într-o din aia? E undeva, către 3 chile. 3 chile, așa exact aia vreau să zic și eu, că 3 chile tratamente. Și... ce tratamente ai făcut? Văd. Astea sunt niște benzi rusești. Uh-huh. Ai făcut și altceva sau numai benzile le-ai pus? Oxistripul. Oxalic pe benzi. Am înțeles, am înțeles. Așa strănie. Uh-huh. Da, ți arată fain. Văd că toate ți-s rame noi de anul ăsta, nu? Sunt și noi, mai sunt și vechiuțe, ce n-am apucat să schimb, că n-am apucat, am vrut să trec tot pe mer și n-am mai apucat. Cum îți merg merurile? O să ne uităm și la un mer, o să-l crăpăm numai. Mai sunt o... Este aici încă puiet, o palmă de puiet. Da, este o palmă de puiet. Nici o palmă, interiorul palmii. Și câte din astea pui? Că văd că ai una, două, trei. Depinde. Uh-huh. Unde ți-e? Ah, da. Magica albastră. E acolo de anul ăsta. Ce fel de matca ai acolo? Carnica, carnica. Trebuie aici arben. Da. Dar stau blânde, nu. Bine, acum de și fric deja. Dar ai văzut că dincolo ne-am uitat și gemul era format. Aici eu nu văd așa gemul format. Aici a fost soarele mai tare pe ea. Deci chiar vezi cum și mișună mai bine. Și faza care e? Uh-huh. Am pe aici mea, este și păstură, uite. Da, 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 sub miere au băgat păstură. Și este care au căpăcit o păstură. Aia, da. Uite, vezi? Uh-huh. Astea la primăvară sunt au. E sus. Dar chiar că va trebui să restrângi cu o ramă acum. La ăsta nu mai umblu, după ce îl restrâng și... Până în... Uite păstură aici. Ai. Asta de ai un chil de păstură acolo. I-am lăsat-o la margine. Uh-huh. Adică i-am lăsat-o în cuib, că n-are atâta miere, dar i-am lăsat-o în cuib pentru păstură. Uh-huh. Da, chiar că... Care o scoțoare? Asta din margine? Asta de la margine? Așa că aia mi se pare mai... Asta, dar bag alta la margine, știi? Uh-huh. Opa, că îți filmez mâna. Cum? Tot am vrut să mă scap de stupii ăștia. N-ai reușit. De vezi aici mai este păstură. Hai, ce bun bată. Hai, dai puțină miere în asta, foarte puțină. Pui asta? Da. Stai, că dacă ridici numai deoparte... Uh-huh. Da, aia ți-s. O, și mai văd că mai e și pe asta la altă pe care nu e ocupată de albină. Vedeți cum golesc rând pe rând. Dar și acolo era miere, da. Na, opresc un pic. Să trecem la următoarea. Deci câte rame ai? Stai să trecem acolo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 7. 7, că una am scos-o, că a fost pe... Da, pe ăsta văd și că e așa. Și și las. Nu, eu nu-i restrâng. Nu-i restrâng mai tare. Are. Poate în ianuarie, în februarie. Vezi, dacă mai pic albină, da. Da, în februarie, nu. Dacă nu... Dacă mai pic albine, restrâng. Astea le despart un pic ca să... Da. A, că doar ți-e albina aici, acum am mutat-o de dincolo, că mă uitam că aici nu aici e așa. Este o ramă de albină. Da, este o ramă de albină, într-adevăr. No, fain, 7, e bine. Haideți să mai vedem una. Deci ne uităm la un mer, feblețea domnului Iulian. Deci el este mer number one. Zine de ce. Nu e... Că nu este de lucru atât. Nu e atât de lucru. Asta și în filmarea de anul trecut am povestit, sau în primăvară, nu știu, că anul ăsta cu, încă o dată cu COVID-ul lupește vodă. Când a fost ultima dată? Mă uitam acum la filmări
de viespi ne omoară, deci pe mine personal mă distrug, măi, deci mai ales cum e așa cald în septembrie. Nici ne-am băgat în seamă. Nu? Fa, pe mine ăia mari mă distrug. Ia. Cum îți iernează pe merg? Că eu anul ăsta, luându-mă după tine, mi-am făcut, încă nu știu cum o să ierneze, dar am multe rame mari de 1 pe 1, lăzile-s de merg, dar încă ramele-s pe 1 pe 1, deci nu... Nu știu dacă am un stup care îi trecut pe mers 100%. Uite. Oi, 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 oi. Aici sunt 2 kg de miere. Ce le-am linge noi. Să am lins finul, să lingă și iară. Da, e acolo chiar, că ai la miere chiar bine. Trebuie să fie corpul de sus plin cu miere. De sus? Da. Și jos ai corpul unde o să-și facă... Pe jos își fac cuibul. Deci ele la mer, teoretic, își fac cuibul jos, da. Dar trebuie să îmbuce și din da, corp. Da, 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 că doar de acolo își iau deci hrana. Să, da, mai au și jos și hrană. Și jos este hrana. Dar trebuie să îmbuce un pic din corpul 2 gemul când se formează. Când se strânge și începe... Deci să consume și să-și facă loc pentru anul viitor, pentru puiet. Uite. Și aici probabil că unii o să spună că ai puțin albină sus. Nu contează, că albina stă jos. Albina nu prea stă pe miere. Aici e mai puțină, nu? Da, 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 da. Eu zic că îi ajunge mierea cea. A, mierea n-am 100% că îi ajunge. Numai mă gândeam la restrângere. Umbli la ei, îi restrângi sau ba? Nu. Deci cum îs așa, îi lași? Să discurc. Uite, asta e gol. Asta e diafragma. Zine câte chile de miere ai scos de pe ea ca să... Fie că lumea e curioasă întotdeauna. Asta e roi. Deci asta e roi. Ce să scot? E roi de anul ăsta. Și așa iernez. Nu e rău. E roi de anul ăsta și fără albină. Mi-a ajutat cu nimica. L-am ajutat... Pe câte rame ai pornit-o? Fără albină. Pe un corp de jumătate fără albină. Fără puiet. Fără puiet. Am și după aia i-am dat când am extras mierea, am găsit la Dadanț, am găsit prin magazin unde o admat ca și... Ha, dat. Și i-ai dat. I-am dat, dar cu câte o pamă de puiet. Mi-am amintesc că și anul trecut am filmat polistirenul ăsta. Cum ți-o mers anul ăsta? Cum iernează? Cum ți-s? Asta cu... Ce ai aici? Familie sau roi? Aici e familie. O familie la care i-am luat mierea. I-am luat mierea că la mer nu prea face coroniță. Da, așa-i. Și când i-am luat catul cu miere, i-ai luat cu totul. Asta a fost coronița lui. Da. Deci asta e diferența între Dadan și mer, că la mer avem o ladă de jumătate de miere, când colo la Dadan avem o coroniță de miere de un kil, de un kil jumate, cât o fi. Coronița în rame. În rame, da. Când am venit și am văzut că n-are mâncare, am venit și am început... Un pic de hrănire intensivă. Da, văd că ai găleata mare. Cât aia are? 2 litri? Nu, ăsta un litru. Da, nu cu ăsta, că i-am pus caț și o apuc ce trebuie. Am acolo mi-a unul de... Aha, ăla mare, da. Ăla mare plus încă... Da, și oare o reușit să o căpăcească? Așa. Nici la care am dat în august. Nu. În august i-ai dat. Nu n-o căpăcit-o cum trebuie, tot este pe margine căpăcită și jos. Ai tot, e bine că doar acolo oricum o să, aici, o să mănânce. Dacă este albină, deci dacă este albină pe miere, ele o prelucrează tot timpul și nu da, fermentează. Da, și nu fermentează, exact asta e problema. Nu. Și după aia fac diaree. Da, nu știu, dar age așa apa. Filmează jos, să nu zică lumea că n-am albină. Da, câteva, hai că-i numărăm. Le poți număra, cât? Așa pe degete. 6.000, 10.000, 10.001, 10.002. Asta e familie. Da. Ăla la altul a fost roi, asta e familie. Da, e diferența, mai ales jos. Da, deci să filmez așa. Îl bag în buzunar, fără albine. Stai că m-am pus și eu de deștept în fața stupului. Dar o să zică lumea să pun mâna pe coasă. Nu mai zis și alții. Pe coasă? Da. Pentru ce? Să tai iarba. A, din față? Hai că nu filmez. Hai că îți vând un pon.
Eu o să fac în fața stupilor, pun carton, cutii de carton și o să-mi țină buruiana jos, ăla se dezintegrează într-o lună, în două luni. Când s-o dezintegrat că văd că vrea să dea buruiana, no, iară se... pun una. Fain. Mai desfacem și jos cuibul? Nu, nu mai desface, că doar văd. Aici trebuie să fie o ramă goală în loc de plenitor, da? Da, poate uitați. Să... Stau și pe cutia în lateral. O să rămână și, o să rămână și așa, că ăsta, fiind poliuretan, ăsta nu consumă miere cât în da, până, da, că nu au nevoie așa de căldură. Așa, uite-te că e și mai gros, că are cât 3 cm, 4, 4, 4, 4, 4 poliuretan, 4 cm. Urdinișul, nu știu cât i-am închis urdinișul, că era, era deschis urdinișul total. Da. N-am, de-ați am zis că nu le-am băgat, n-am băgat în seamă viespii. Viespii, nu știu, la mine așa, și ăia, stai, gătești. La mine ăia mari și mă, în hața albina de mă uitam cum stau, nimă, deci te bate, bate vântul. Frunzele, acum învață fiica mea la școală ceva când trecea.